мне так нравится, почаще бы был такой фестиваль. Я в этом году первый раз участвую. Это здорово, столько всего придумано, интересно и для деток, и помладше, постарше. Очень здорово. Рада, что попали. Это купили в первый же день. Да, правила два дня. Попали. Okay. Participăm la diferite concursuri, doar că nu am înțeles de ce bere e fără alcool. Ideea e că ceva nu s-au gândit bine pe punctul ăsta de vedere. Dar e ok, băi, și sunt mulți. Da, de fapt sunt mulți adolescenți posibil de asta. Cât o costă biletul? 250. 350 pentru două zile. 250 pentru o zi. Da. Experiența chiar e faină. Eu am fost la multe festivaluri din România. Posibil vă spune ceva în Told sau Never See, Never See. E ok, acolo poate e ceva mai mare, dar ca un început e bun și aici, într-o Moldova, respectiv. Moment frumos, atmosferă plăcută și oameni, cunoștiți de oameni noi. Și cam așa. Și nu ai nevoie de mult bani ca să te distrezi. Principalul să fie oamenii potriviți și prietenii cei mai apropiați. În rest nimic nu trebuie. Și anul acesta aici. Ca de obicei, o atmosferă plăcută, concert incendiar cu artiști foarte recunoscuți internațional și chiar am așteptat anume ziua numărul 2 a Summerfest. Adică da, am făcut pentru Măruf și pentru Zivert, pentru că cumva mă regăsesc în cântecul ăsta al ei nou și fenomenal deja în toate țările live. Deci, într-adevăr, să ne bucurăm de fiecare zi, de fiecare clip și eu cred că asta și este, să spunem așa, lozinca principală a acestui eveniment. Макар Абукатов, пентру воя.